dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să facem împreună unt de casă. Unt după o metodă extrem de rapidă, modernă, nu așa cum făceau bunicile noastre. Povestea untului de casă și cum îl făceau bunicile noastre pe vremuri o găsiți dedesubt în linkul din descriere, unde veți găsi rețeta scrisă. Acum, avem nevoie de smântână și un mixer de care o fi. Poate fi mixer de mână sau robot mai performant de care aveți. Eu am aici 400 de grame de smântână de vacă luată de la țărani. Este smântâna aceea galbenă, untoasă, extraordinar de bun. Puteți încerca să folosiți și smântâna din comerț, dar căutați smântână cât mai grasă posibil, să aibă peste 30% grăsime. Dacă se poate, căutați smântână cu peste 40% grăsime, mai găsiți și din aceea. Este foarte important ca smântâna să fie caldă la temperatura camerei, deci să nu fie rece de la frigider. Puteți folosi smântâna aceea naturală pentru frișcă, este foarte bun. Cum procedăm? O batem până când vom obține unt. Am obținut un unt absolut minunat. Cu cât smântâna este mai grasă, cu atât untul pe care îl obținem va fi mai galben și mai firm. În acest moment putem pune untul obținut într-un tifon sau strecurătoare și îl lăsăm să mai elimine ce zer ar mai putea avea. Dar la mine, fiind smântâna foarte grasă, uitați-vă ce frumusețe de unt am obținut. Deci, practic, nu are apă. E mai frumos decât orice alt unt din comerț. Iar acesta, cu siguranță, este unt natural. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-a ieșit. Și nu uitați, este simplu să gătești acasă tot felul de mâncăruri și chestii gustoase. Vă mai aștept să mai gătim împreună rețete simple, gustoase, sănătoase, așa cum făceau mamele și bunicile noastre.